câștigat acest proiect, am avut și licitația și începând de astăzi, practic, s-a lansat, s-a trecut la lucru. În maxim 9 luni de zile vom avea aplicații noi pe sistem. Pe scurt, cetățenii care doresc și pot accesa prin intermediul calculatorului această platformă online a primăriei, nu vor mai trebui să vină la primărie pentru parcări sau pentru diferite autorizări ușoare, mă refer la cele care legea impune anumite depuneri de acte în original sau semnături, dar marea majoritate a propunerilor făcătoare, cam 50% din interacțiunea dintre cetățean și primărie va fi redusă la un simplu click pe buton de intermediul calculatorului, lucru care va face, este unic la nivelul acesta în România. Am încercat, am făcut mai prin propriile noastre puteri, în special legat de căsătorii, legat de parcări, legat de plata impozitelor, legat de urmărirea documentațiilor pe care le depunem. Toate aceste vor putea fi urmărite pentru o transparență mai bună prin intermediul calculatorului de către fiecare persoană în parte, în baza unei parole, adică nu toată lumea va ști despre cealaltă persoană, ci fiecare va fi individual, va putea accesa individual această platformă.